Dragi telespectatori, ați urmărit filmarea integrală a unui turneu mai mult decât deosebit. E de fapt și o premieră pentru televiziunea noastră, un campionat complet de backgammon, dar desigur mai multe detalii despre acest eveniment aici la Slănic Moldova din partea organizatorului, anfitrionului, am putea spune, domnul Drăgănuță Neculai. Vă felicităm în primul rând din partea televiziunii, dar vreau să vă spun că au fost 3 zile, chiar dacă au fost foarte lungi, au fost deosebit de plăcute, lume bună aici la Slănic Moldova, la Hotel Dobro. Mulțumesc foarte mult, domnule Eugen. Mulțumesc telespectatorilor care se vor uita la emisiunile filmate de Exclusiv TV. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în aceste 3 zile lungi, până noaptea târziu, cu jucători din toată țara, din orașele mari, București, Cluj, Constanța, Suceava, Bacău, din toată țara. Și din Bulgaria. Și din Bulgaria au venit 2 jucători din Bulgaria, din capitala Bulgariei, din Sofia. Și acum, la ora 1 dimineața sau 1 noaptea, am făcut o premiere la concursul de backgammon, la care a câștigat Leon Dorel din Bacău, în finală cu Antohe Cristian din Târgu Ocna. Ia ca județul Bacău este fruntea. Dacă la echipe mai devreme au fost premiați pe primul loc cei din București și pe locul 2 cei din Onești, acum județul Bacău rămâne în continuare în frunte. Care este numărul participanților la această ediție? Am avut participanți care au jucat atât la turneul de table, cât și la turneul de backgammon, cât și la turneul pe echipe. Backgammon, cred că au fost undeva în 75 de jucători. De altfel, telespectatorii noștri vor vedea, am monitorizat permanent rezultatele, acele liste pe care dumneavoastră le-ați văzut încă din prima zi. Și haideți să vorbim acum despre plafonul financiar al premiilor acestei competiții. Au fost premii de peste 35.000 de lei, 10.000 de lei am avut din partea sponsorului acestei competiții, Teleconstrucția și Hotel Dobru, iar ceilalți peste 25.000 de lei din cotizații ale membrilor Asociației Române de Backgammon, pentru că trebuie să fii membru al Asociației Române de Backgammon pentru a juca la competițiile organizate de această asociație. Atmosfera a fost extrem de plăcută, zic eu, trebuie să-i mulțumim și domnului Bogdan Șova pentru că a fost alături de dumneavoastră, dar mai mult decât atât, ați avut și un partener important, respectiv primăria Slănic Moldova. L-ați invitat pe domnul primar chiar la deschiderea acestui concurs. Da. Mulțumim pe această cale domnului primar Baciu Gheorghe, mulțumim primăriei pe care o administrează, cât și Consiliul Local Slănic Moldova, care a agreat acest eveniment organizat de către Asociația Română de Backgammon încă de la începutul discuției și a pregătirii evenimentului, pentru că pregătim acest eveniment de câteva luni bune pentru a aduce foarte mulți jucători care au stat în stațiunea Slănic Moldova 3-4 zile. Dacă au fost peste 70 de jucători, aceștia au fost însoțiți de soții, de prietene, de prieteni și au trecut de 100 de persoane ca număr. Deci aceste persoane au cheltuit în stațiunea Slănic Moldova. De fapt, noi am făcut un concurs de backgammon, dar în primul rând o promovare turistică a stațiunii Slănic Moldova. Da, dacă v-a plăcut, sper că veți reveni, eu știu, ori anul acesta, ori anul viitor, aici la Hotel Dobru, pentru că toți concurenții ne-au mărturisit că s-au simțit foarte bine. Da, păi dacă ei s-au simțit bine și așa am observat și eu, asta înseamnă că vor reveni în număr cât mai mare, deci vor veni cel puțin aceștia care au fost, plus că vor aduce după ei și alți jucători, pentru că premiile au fost foarte mari, atrăgătoare și sunt convins că sponsorul acestei competiții, SECE Teleconstrucția, prin Hotel Dobru și Vila Teleconstrucția, vor susține în continuare această acțiune,
pe care ne-o propunem în viitor, pentru că este benefică, pentru că o stațiune fără turiști sau un hotel, dacă este umplut la capacitate maximă și prin cazare și prin restaurant, totul este ok. Plus că și preparatele au fost pe placul participanților, condițiile de cazare, cum am zis și mai înainte, deci camere curate, plăcute și toată lumea s-a simțit bine aici, așa am observat. Asta înseamnă că Asociația Română a avut de câștigat prin organizarea competiției, hotelul a avut de câștigat, stațiunea a avut de câștigat și... Și totul la mers ca pe roate, cum putem spune. Iată, chiar dacă au fost 3 zile, chiar dacă spațiul temporal a fost destul de extins, concurenții s-au simțit foarte bine. Dumneavoastră, împreună cu stafful pe care l-ați avut aici la Slănic, ați muncit foarte mult, dar probabil plăcerea de a avea un eveniment de asemenea învergură, cred că a doborât, să spunem, oboseala, nu s-a mai simțit. Ați făcut un efort deosebit și în numele televiziunii noastre vă felicităm, domnule Drăgănuț. Vă mulțumim, domnule Eugen, mulțumim că ați fost alături de noi, vă invităm să fiți alături de noi și la alte evenimente pe care le vom organiza. Avem în vedere în septembrie să organizăm un concurs în stațiunea Gioagiu Băi. Până atunci pregătim un turneu pe litoralul românesc și sperăm să revenim la Hotel Dobru prin octombrie, noiembrie, cu bine. Iată un eveniment pe care televiziunea noastră l-a transmis și îl veți vedea integral atât pe site-ul nostru exclusiv tv.ro, dar mai ales ca un mesaj frumos pentru românii din străinătate care pot să vadă că aici în România lucrurile merg bine, cel puțin din punct de vedere al acestui sport. Vă felicităm, dacă mai aveți ceva de completat pe final, ne-ar face plăcere să vă auzim. Da. Vă mulțumesc încă o dată, atât dumneavoastră cât și sponsorilor, cât și celor care au venit la competiție. Invităm pe toți iubitorii jocului de table, backgammon, să vină la competițiile organizate de Asociația Română de Backgammon. Sunt premii mari, sunt jucători valoroși, ceea ce le oferă posibilitatea celor care participă să fie pregătiți în eventuala participare la turnee internaționale, pentru că în jocul de backgammon are fiecare an campionat european, campionat mondial. Campionatul mondial se joacă la Monte Carlo, iată, este un sport al minții respectat. Încă o dată mulțumiri, felicitări și să auzim numai de bine și să ne revedem cât de curând aici la Slănic, Moldova, unde sportul este la el acasă. Multă sănătate și succes! Mulțumim, mulțumim frumos, la revedere!